Astăzi am discutat cu și unii colegi din ședință, au și lansat ideea votului în Parlament. Vreau să vă comunic că sunt destule voturi, peste 50 de voturi, ca proiectul de lege să fie votat chiar și în a doua lectură. Colegii au propus să votăm în prima lectură, ca ulterior, după avizul Comisiei de la Veneția, să votăm și în a doua lectură. Însă am reușit să-i convin pe colegi să nu ne grăbim cu votul, deoarece totuși dezbaterele își au efectul lor foarte bun. Pe parcursul dezbaterilor chiar apar opinii și soluții bune care o să îmbunătățească proiectul de lege. Asta chiar dacă avem voturi destule chiar să aprobăm legea în întregime, mai dezbatem pe platforma parlamentară.